Concertul de primăvară susținut de studenții și profesorii Facultății de Științe și Arte, dar și de grupul Coral Apasionato, a dat startul evenimentelor ce marchează 20 de ani de la înființarea Universității Valahia din Târgoviște. Directorul Departamentului de Arte a mulțumit postului nostru pentru implicarea în acest proiect. Ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră, că sunteți alături de noi într-un moment în care încercăm să ne bucurăm cu toții. Să ne bucurăm de vremea frumoasă, să ne bucurăm de muzica pe care o oferă Facultatea noastră de Științe și Arte, Departamentul de Arte. Și nu totodată să ne bucurăm și de frumoasa expoziție de fotografie oferită de către decanul nostru, domnul conferențiar universitar Cristinel Mordici. Programul pe care l-au prezentat artiștii a cuprins toate gusturile publicului, de la muzică populară la muzică clasică și cor. Audiența a fost încântată de paleta variată de cântece populare și compoziții simfonice. Studenții și masteranții noștri au pregătit un program începând de la muzică instrumentală, muzică vocală, muzică corală, folclorică, literatură națională și universală. Deci avem pe toate gusturile, prezentăm în seara asta un program deosebit. De asemenea, decanul facultății, Cristinel Mordici, a prezentat publicului o expoziție de fotografie personală. El a mărturisit că și-a descoperit această pasiune de curând și că a fost îndemnat de colegii săi de la Departamentul de Arte să o prezinte publicului. Această expoziție face parte din complexul de manifestări științifice și artistice cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani de la înființarea Universității Valahia. Aceste manifestări sunt în cadrul parteneriatului dintre Consiliul Județean Dâmbovița, Complexul Național Curtea Domnească, Complexul Național Muzeal Curtea Domnească și Universitatea Valahia din Târgoviște. Astăzi este una din primele manifestări și avem parte de un concert foarte frumos susținut de studenții și profesorii de la Facultatea de Științe și Arte a Universității, Departamentul de Arte și o expoziție de fotografie.